Of Sheba, din oratoriul Solomon de Handel. Ion Bogdan Ștefănescu și Horia Mihail continuă recitalul din cadrul turneului Flautul de Aur. Din nou, Ion Bogdan Ștefănescu vorbește. Clasicismul în recitalul nostru este reprezentat prin cele trei mari vedete incontestabile ale perioadei. Dacă ar fi trăit astăzi, ar fi fost printre cei mai bogați oameni din lume. Din drepturi de autor. Muzica lor, cred că în fiecare minut pe acest pământ se aude în vreun loc, fie interpretată, fie difuzată la radio. Mai mult decât atât, formații celebre de rock, de pop și mai ales de jazz au preluat din muzica acestor mari compozitori teme importante sau înălțuiri armonice, asigurându-și în acest fel succesul. Pentru... După această transcripție a părții a doua concertului pentru vioară și orchestră Iarna de Antonio Vivaldi, Ion Bogdan Ștefănescu și Horia Mihail ne conduc în lumea muzicii lui Handel, un fragment din oratoriul Solomon. La Basque de Noren Mare. După această miniatură, urmează Largo din Iarna de Antonio Vivaldi. O adaptare după celebrul concert pentru vioară și orchestră, inclus în ciclul anotimpurilor.